Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Singureni, județul Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Știi bine că toată echipa este alături de tine, știi bine că avem încredere în tine, felicit și toți consilierii aleși. Mergem înainte tot împreună. Mulțumesc! Domnilor consilieri, domnule primar, felicitări în primul rând pentru al patrulea mandat. Cetățenii Comunei Singureni și-au spus încă o dată cuvântul, cei peste 3.000 de cetățeni v-au încredințat încă o dată cu încrederea lor. Și dumneavoastră încrederea pe care trebuie să o întoarceți cetățeanului, nepromițând Marea Cusarea, sunteți o primărie extrem de mică și de săracă. Am văzut că nu aveți gaze. Dacă ne ducem pe fonduri, clar că aceste fonduri singur nu le puteți atrage, nu aveți garanția cofinanțării, bugetul local nu este, nu devea, am înțeles că aveți bani de salarii, lemnele au devenit mai scumpe decât gazele și atunci cu prioritate unul din proiectele ale mele și ale domnului deputat Mina va fi de atragerea de fonduri pentru județul Giurgiu pentru a aduce gaze, aduce o normalitate de fapt în județul Giurgiu. La constituirea Consiliului Local am văzut că pluripartitismul, să știți că bătăliile politice, dacă au început în campanie, trebuie să termine la sfârșitul ei, deja s-a terminat campania dumneavoastră, trebuie să colaborați cu indiferent cine se află sub această coloratură politică, pentru că cetățenii s-au săturat de războaie, s-au săturat de războaie politice și de promisiuni deșerte. Județul Giurgiu are nevoie de unitate. Degeaba câștigăm pe o parte o culoare, vedeți, decalajul alegerilor locale s-au făcut, nu știm ce ne rezervă mâine viitor, nu știm cine va fi cu adevărat președintele României. Eu știu, sunt, pentru că sunt subiectiv, eu votez Marcel Ciolacu, cu siguranță, dar nu știm niciodată cum se va termina, nu știm și cum va fi guvernarea viitoare, iar sunt unii primari care se duc așa după cum bate vântul, sperând, și eu înțeleg de ce, pentru a atrage fonduri pentru comunitatea lor. Dar se poate să le fi stricat, câteodată li se mai se rupe pânza și acea corabie la care a sperat că va ajunge să îi se dea vânt în pupă nu mai ajunge la destinație și rămâne cu ochii în soare, dar ochii în soare rămân de fapt cetățenii. Pentru prima dată aici în județul Giurgiu și cât am să pot, am să implementez această unitate. Nu zic o guvernare locală de Uniune Națională, dar trebuie să fim cu toții, indiferent de coloraturile politice, după ce luăm voturile cetățeanului pe fiecare segment în parte, să se cristalizeze la sfârșit, indiferent de coloratura politică, că ești liberal, că ești userist, că ești PSD-ist, că ești aurist, să se canalizeze într-o singură direcție, cea a cetățeanului, aici jos, se vede România reală la dumneavoastră, la oraș și la sat. Nu vreau să vă plictisesc, vreau încă o dată să vă felicit și domnule primar, senatorul Cristian Popescu și deputatul Mina este și va fi lângă dumneavoastră și noi avem un principiu ăștia mai vechi, dai mine, dai în fabriciuzine, dai în clasa muncitoare, cine te supără pe tine, mă supără și pe mine, felicitări! Doamne.